Bun. Haideți atunci să începem. Dacă vor exista colegi din presă care vor intra această oră, le stă la dispoziție, le vom pune la dispoziție înregistrarea acestei conferințe de presă. Ca mod de lucru, la începutul conferinței vor fi 7 persoane care vor expune pe scurt 3 minute fiecare problemele fiecărui segment din actorii industriei de spectacole. Apoi așteptăm întrebările din partea dumneavoastră. Întrebările pot să fie pe chat și vă așteptăm întrebările inclusiv în timpul expunerilor, ca să nu, dacă nu doriți să așteptați până la sfârșitul acestor 7 expuneri, sau, bineînțeles, puteți să le puneți și pe Zoom. Ne aflăm aici, sau am cerut prezența presei în această conferință de presă, pentru a semnala eșecul negocierilor, eșecul discuțiilor dintre cei mai mulți reprezentanți ai sectorului cultural afectați de restricțiile impuse în perioada de pandemie, negocieri pe care le-am purtat cu autoritățile încă din luna noiembrie. Cine suntem noi? Suntem toți actorii acestei industrie de spectacole, respectiv industrie culturală, respectiv artiști, firme de tehnică, suport în industria de spectacole, lucrători în industria de spectacole și organizatori de evenimente culturale. Deci am hotărât să ieșim public. În principal, am fost, pe lângă eșecul negocierilor și faptul că nu am obținut nimic din propunerile noastre pentru a primi un ajutor, am fost indignați în ultima săptămână de PR-ul pe care Ministerul Culturii îl execută foarte bine, cam peste tot, spunând că în sfârșit Ministerul Culturii a rezolvat problema ajutoarelor pentru această industrie. Vă vom arăta imediat că, de fapt, acest lucru nu s-a întâmplat. De asemenea, am fost șocați de declarația Ministrului Culturii, de acum 2 zile, în care a spus că după 15 runde grele de negocieri, Ministerul Culturii a reușit în sfârșit să pună la punct o schemă care ajută întreg sectorul cultural. De fapt, realitatea este exact invers. După 15 runde, într-adevăr, de negocieri, Ministerul a abandonat toate propunerile venite în cadrul acestor negocieri și a reluat o schemă de ajutor criticată în luna noiembrie, schemă care, de fapt, a dus la protestele artiștilor din luna noiembrie. Declarației ministrului se adaugă o declarație de ieri și mai șocantă, în care ministrul spune că întârzierea acestor măsuri a fost generată de artiști care au întârziat aceste măsuri, luarea acestor măsuri, prin faptul că au fost nemulțumiți de propunerea Ministerului Culturii. Așa este. Noi am fost nemulțumiți. Asta este, la urma urmei, principiul oricărui negocieri. Să-ți exprimi punctele de vedere contrare formei inițiale. Și aici trebuie să recunosc ceea ce am făcut a fost doar să întârziem acea formă criticată de toată comunitatea din industriile de eveniment afectate de pandemie. Asta ar fi introducerea și acum aș dori să deschid lista vorbitorilor, celor 6 vorbitori care mi urmează. Ei vor explica din toate perspectivele, din perspectiva artiștilor, din perspectiva firmelor de tehnică de spectacol afectate, din perspectiva organizatorilor, alții decât singuri organizatori care într-adevăr sunt ajutați de această formulă de ajutor propusă de Ministerul Culturii. Și aș da cuvântul lui Tudor Chirilă,
care are 3 minute din acest moment. Microfonul. Mulțumesc frumos, Dani, sper că mă aude toată lumea. Eu o să dau drumul și la timerul meu de aici, ca să fiu foarte precis. Bun. Când așa zisa schemă de ajutor de stat a apărut în luna noiembrie, eu am să încerc să fac pentru presă povestea acestui periplu prin care am trecut cei de aici și cei pe care, fără să vrem sau cu voia noastră, am reprezentat în acest grup de lucru. În momentul în care am contestat schema, așa zisa schemă de ajutor de stat, schema care reprezentau 100 de milioane de euro fonduri pentru organizatorii de concerte care, de care avea să beneficieze de fapt tot sectorul cultural, așa se vindea atunci povestea asta, așa se vinde și acum. Deci, în noiembrie, când am contestat, am primit un mesaj de la premierul de atunci, Ludovic Orban, care mi-a spus că își dorește să rezolve această problemă, să o repare. A urmat întâlniri la guvern cu Raluca Turcan. În urma întâlnirilor de la guvern s-a constituit un grup de lucru. Grupul ăsta de lucru a muncit o lună și jumătate sau o lună ca să adune toate propunerile de identificare a lucrătorilor, artiștilor, companiilor din sectorul cultural care nu fuseseră ajutate de vreo schemă de ajutor de până atunci și după această identificare să facem propuneri ca ei să fie incluși într-o schemă de ajutor de stat reală. Atenție, aici este de făcut o distincție. Artiștii nu au acum nevoie și sectorul cultural de bani pentru proiecte viitoare. Artiștii nu au nevoie de bani pentru ceea ce se va întâmpla, ci artiștii au nevoie de bani pentru ceea ce nu s-a putut întâmpla. Ceea ce se numește compensare. Aici vorbim de un ajutor de stat care să compenseze pentru tot sectorul cultural, așa cum s-a întâmplat în toate țările Europei și care să includă toți actorii sectorului cultural și să fie un ajutor care să nu fie distribuit în mod prin intermediere, ci direct către toți participanții la sectorul cultural. Noi vorbim de cu totul altceva. S-a muncit o lună jumătate. Când am început să punem întrebări pe grupul de lucru legate de momentul în care ne aflăm, dacă propunerile noastre au fost trimise la Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor, n-am primit niciun răspuns. După care a ieșit schema care a fost contestată în noiembrie și care este aceeași schemă ca acum, doar că s-au crescut niște sume la niște granturi. Colegii mei vor explica și vă rog să priviți aceste alocuțiuni ca pe una întreagă, vor explica de ce suntem în situația în care suntem. Este absolut revoltător ca după o lună de zile să fim în același loc, să fim mințiți de Ministerul Culturii, de reprezentanții Ministerului Culturii și voi mai adăuga un singur lucru, că în toată această perioadă a grupului de lucru, nici ministrul Bogdan Gheorghiu, nici managerul unității de proiect Bogdan Trâmbaciu nu au participat la niciuna din întâlnirile de pe acest grup de lucru, au fost doar două reprezentante ale Ministerului Culturii. Asta este situația în care ne aflăm acum, iar colegii mei vor explica de ce această schemă de ajutor de stat nu este o schemă de ajutor de stat și de ce ea nu se adresează întregului sector cultural. Mulțumesc! Mulțumesc, Tudor! Vorbește acum Bogdan Nedelcu, este președintele Asociației Lucrătorilor din Industria de Spectacol. A fost membru în acest grup de lucru care a activat pe lângă Ministerul Culturii. Bună dimineața, Ștefan Gheorghiu. Bună dimineața. Bună dimineața. Aș dori să încep prin a sublinia faptul că cei din grupul de lucru, în momentul contestării inițiale a schemei prezentate, cea de 100 de milioane pentru sectorul cultural, nu au spus niciodată că nu e bine să se acorde niște bani organizatorilor pentru o relansare a sectorului, fiindcă suntem conștienți că acest lucru este necesar, dar în momentul când se vor putea face evenimente. Noi am semnalat și în acel moment că avem nevoie de finanțare, de niște bani alocați pentru compensarea tuturor evenimentelor sau lunilor de inactivitate a tuturor operatorilor din acest sector.
am pornit în acest, la acest, în acest demers în urma declarațiilor cum că această schemă ar fi pentru tot sectorul cultural. Lucru care este astăzi susținut, inclusiv prin nota de fundamentare a ordonanței de urgență care s-a dat, din care o să vă citesc două paragrafe. Prin schema de ajutor de stat și de minimi se dorește susținerea întregului sector cultural pentru ca aceasta să reziste în perioada crizei și pentru a fi pregătit să repornească la capacitate maximă. Având în vedere constrângerile bugetare existente, ajutorul financiar poate fi acordat direct doar operatorilor culturali aflați la ultimul nivel al ecosistemului cultural, cei care prin natura activităților livrează produsul cultural către public, urmând ca, prin condițiile stabilite prin ghidul solicitantului, acești bani să fie distribuiți către restul actanților, deci cei care practic sunt suborganizatorii de evenimente. Noi am subliniat întotdeauna, unu, și constatăm inclusiv în ultima săptămână aceste declarații sau încercare de manipulare a opiniei, să spunem, în care această schemă este prezentată ca o schemă de ajutor pentru tot sectorul, când de fapt ea este o schemă de ajutor pentru relansare, așa cum am spus și pe care o susținem ca o schemă de relansare. În schimb, banii care ar urma să fie distribuiți de către organizatori, către toți oamenii de sub ei, artiști, firme de scenotehnică, lucrători, acei bani sunt practic niște bani oferiți pentru niște prestări de servicii. În niciun caz, acei bani nu sunt un ajutor pentru oamenii respectiv. Asta ar fi primul punct. De ce această schemă nu putem să o numim o schemă de ajutor pentru absolut tot sectorul? Este o schemă de ajutor pentru relansarea unor evenimente și prin care se vor oferi niște plăți pentru prestarea unor servicii către ceilalți actori. Al doilea lucru, în ultima săptămână vedem cum se comunică că 60% din acest buget este dat către sectorul independent și doar 20% către organizatori și către librării, biblioteci, încercând să se arate cum, de fapt, prin această schemă, cea mai mare parte din buget se vor duce către zona independentă și artiști și tehnicieni, ceea ce este un lucru total fals, microgranturile fiind destinate unor SRL-uri sau ONG-uri, în niciun caz unor persoane fizice, aceasta ar fi primul lucru. Al doilea lucru, când ne uităm la 20% ce se acordă organizatorul, acel buget acoperă nevoile tuturor organizatorilor din România, fiind un procent alocat în urma vânzărilor din bilete, conform datelor statistice ale organizatorilor, are firmelor de ticketing, s-au vândut în România 120 de bilete în valoare de 120 de milioane de euro. Bugetul necesar să acopere schema pe procentele pe care se acordă în schema este de undeva 12-13 milioane de euro. Deci, practic, pentru ei este acoperit totul. În schimb, pe microgranturi se acordă 5.000 de microgranturi, cumva ministerul considerând că zona independentă, artiști în toate domeniile, vorbim doar de artiști muzicali, lucrători, reprezintă doar 5.000 de persoane sau entități, ceea ce este un lucru total fals. Asta aș avea de spus în ceea ce privește demontarea acestei scheme, care nu este o schemă de ajutor pentru tot sectorul. Noi am cerut o schemă în care banii se vor oferi echitabil către toată lumea pentru nevoile curente ale oamenilor, oameni care sunt într-o situație foarte gravă în acest moment. Și aș dori să închei, fiindcă vorbeam cu colegii ieri, că această conferință e menită să spună adevărul, aș dori să închei prin două lucruri adevărate. Unu, lucrătorii din acest domeniu sunt într-o situație foarte gravă. La fel ca și artiștii sau ca orice altă entitate implicată în sectorul cultural. Oamenii nu au bani efectiv de mâncare sau să susțină familiile acasă. Am pierdut 30% din forța de muncă pentru acest sector în acest moment. Este o situație disperată. Dacă vorbeam în noiembrie de salvarea unui sector cultural, acum vorbim în acest moment de salvarea a ce mai putem din sectorul cultural. Și un al doilea adevăr este că noi, lucrătorii, artiști independenți, producători, manageri, nu am fost la minister cu mâna întinsă să cerem bani ministerului. Am cerut susținere, reprezentare echitabilă în fața altor ministere care decid cum se împart finanțele și abordări coerente care nu pun carul înaintea boilor. N-am simțit nicio clipă, nici susținere, nici sprijin real. Și nici onestitate. Noi am cerut onestitate și empatie din partea ministerului. Am simțit, în schimb, că am deranjat.
că solicitările noastre sau prezența noastră, că intervențiile noastre pentru a rezolva real o problemă și pentru a ne asigura că mii de oameni și organizații, o resursă umană care este formată în ciuda lipsei unui sistem de învățământ concret pe această zonă, că acești oameni își vor putea continua activitatea după această pandemie. Mulțumim Ministerului că se zbate, că dezbate, că verifică propunerile noastre, dar credem că e momentul să acționeze. Și suntem dezamăgiți de declarațiile Ministerului din conferința de presă dedicată Zilei Culturii, în care spune că Ministerul și-a încheiat misiunea și de acum încolo este treaba Ministerului Economiei și că treaba Ministerului Culturii s-a încheiat. Din păcate, problemele noastre nu s-au încheiat și spre o deosebire de minister, noi avem o responsabilitate față de oamenii pe care îi reprezentăm și vom fi noi cei care vom bate la toate ușile pentru a primi un răspuns. Și încă ceva mai important de atât, recunoașterea muncii de ani de zile a unor oameni. Oameni nevăzuți, necunoscuți, neimportanți pentru unii, needucați pentru alții. Și respectul pentru meserile pe care le practică. Și acest respect nu are niciun impact bugetar și nici nu costă vreun ban. Cam atât am avut eu de spus și vă mulțumesc. Aș vrea să menționez înainte de următorul vorbitor două lucruri. Îl rog pe Bogdan Nedelcu să pună pe chatul de Zoom documente pe care noi le-am trimis. Eu o să pun un document pe care l-am trimis vis-a-vis de ce am spus mai devreme, identificarea lucrătorilor și a oamenilor cu probleme și soluțiile noastre, propunerile noastre. Și doi la mână, aș vrea să vă rog să observați că suntem încă o dată în situația în care despre schema de ajutor de stat, așa zisa schemă de ajutor de stat contestată în noiembrie, putem să vedem că este publicată pe pagina Ministerului Culturii, iar schema de ajutor de stat pentru sectorul cultural este doar în declarațiile ministrului. Să înțelegem exact cum stăm. Scuze? Mulțumesc, Tudor, mulțumesc, Bogdan. În completare, Bogdan, care mulțumea Ministerului, eu ceea ce pot să spun este că putem să mulțumim Ministerului doar pentru PR-ul foarte bun pe care și l-a făcut în ultima săptămână, dar exact cum spunea Bogdan, lucrătorii din industria de spectacole, artiști din industria de spectacole, nu au fost ajutați și prin această schemă, așa zisă schemă de ajutor, ei nu sunt ajutați deloc. În continuare, îl rog pe domnul Mișu Cernea să ia cuvântul. Vreau să încerc să fiu puțin mai direct decât colegii mei care au tratat problema mult prea elegant. Am petrecut împreună cu cele două fete delegate de către Ministerul Culturii o perioadă de o lună jumate, 15 întâlniri, zic ei, eu cred că au fost mai lasă și 15, să spunem, într-o atmosferă îngrozitoare, adică eu cel puțin mi-am dat seama imediat că suntem mințiți permanent, eram tot timpul pe ecran cu proiectul pe care ei îl prezentau, din cauza acestui proiect au ieșit toate aceste reacții ale noastre. Și vreau să vă spun că după o activitate de 64 de ani pe scenă, atât am, de la 6 ani sunt pe scenă în continuu, mi-am dat seama că, și m-am gândit mai bine, Ministerul Culturii practic nu are nicio legătură cu noi sau cu cultura, subcultura pe care o prezentăm noi. S-a prefăcut în continuu că aduce tot felul de explicații, de nu știu ce, n-au mințit permanent. Am ajuns în momentul ăsta în care după ce am lucrat o lună jumate și au zis, da, domnule, sigur, interesante propunerile noastre, le vom trimite la Ministerul de Finanțe, Ministerul Economiei, n-au trimis nimic pentru că delegații noștri care au fost acolo au constatat chestia asta, au venit la sfârșit să spună, domnule, în urma consultărilor am ajuns la acest proiect. Nu, este primul proiect care a declanșat scandalul care acum continuă. Deci este ceva premeditat, este probabil că șeful de proiect care nu s-a arătat niciodată în discuțiile cu noi, Trâmbaciu, nu-l cunosc, nu știu cine e, dar îl simt în spate, îl simt că urmărește cu o vehemență asta suspectă. Pentru mine e suspect tot ce se întâmplă. Ministerul n-are voie să facă așa ceva, să
să susțină la infinit cu orice risc acea schemă de defavorabilă nouă total. Actul artistic și în general tot ce se întâmplă în industria noastră muzicală, să spunem că noi asta facem, este, are o scânteie, este artistul. Artistul trebuie să fie în mijloc, în centru, să fie primul tratat cu atenție și în după artist urmează urmăm toți ceilalți. Organizatori, instalații, tehnicieni, zeci de mii de oameni care participă permanent în arenele romane, aici unde eu sunt administrator. Sunt spectacole cu 4-5 mii de oameni, iar în spate lucrează până la 400 de oameni pe orizontală. Deci gândiți-vă că avem de-a face cu niște angajați ai ministerului, că sunt angajați ai Ministerului Culturii, care habar nu au, cred că n-au fost niciodată la un spectacol de genul ăsta, nu interesează nimic, n-au nici cea mai mică empatie pentru tot ce facem noi, nu interesează, nu înțeleg ce e cu noi și cred că ne pot minți că suntem o gașcă de primitivi care poate fi mințită la infinit și dus așa în derizoriu. Problema este că încă un lucru foarte grav, în toate comunicatele și în tot proiectul lor nu există, au omis total impresarii artistici. La etajul 2 din Ministerul Culturii este o organizație a Ministerului Culturii care se ocupă tocmai de atestare, de școlarizare, emite diplome. Sunt peste 1200 de impresari artistici în România atestați de Ministerul Culturii. Habar nu au. Un etaj mai sus, ei habar nu au de ăștia. Și se comportă, dar nu contează. Deci sunt 2-3 oameni acolo care se consideră Dumnezei și care, fiind Dumnezei, nu, ei pot modifica destine. Asta este, de fapt, cum să spun, centrul acestei chestii, atenției pe care trebuie să o avem. De asemenea, gândiți-vă că de 24 de ani, împreună cu prietenul meu Ștefan Gheorghiu, conducem Credidam, o asociație de artiști interpreți care are 16.000 de artiști, adeziunea a 16.000 de artiști români și peste 1 milion de artiști străini. Nu ne-au chemat niciodată la consultări directe pe noi. De ce? Pentru că îndrăznim de prea multă vreme să ridicăm ochii din pământ și să ne uităm în ochii lor, să le spunem: domnilor, habar n-aveți, nu știți nimic despre chestia asta. Cum au ajuns oamenii ăștia în pozițiile pe care le au și să decidă, ei decid, ce decid? Decid soarta noastră. Ar mai fi foarte mult de spus, dar mă opresc aici. Mulțumesc, domnul Cernea. Oricum o să primiți și întrebări la care puteți oferiți răspunsuri. Îi dau cuvântul lui Răzvana Ilenei, care este președinte a Asociației Muze, care reunește mulți artiști sub această asociație. Mulțumesc, salut pe toată lumea. E foarte greu acum să mențin tonul într-o zonă a relaxului, dar o să încerc. Rolul meu astăzi era să explic de ce artistul nu e corect acoperit de această schemă, de acest proiect. Asociația noastră acoperă zone de teatru, film, muzică, dans și mai nou stand-up. Voi încerca să nu repet ce au spus antevorbitorii mei, ci să aduc câteva completări. Discuțiile cu noi au fost organizate și moderate, în fapt, și de un secretar de stat, de fapt cu precădere de un secretar de stat, care s-a retras din această discuție și poate ar fi de menționat, fără să-și anunțe un înlocuitor. Practic, tot efortul nostru din ultimele luni, toate aceste discuții, 15 conferințe sau câte au fost, tot acest efort a rămas în suspensie. Și eu mulțumesc Ministerului că se zbate să găsească soluții alături de noi, că ne-a ascultat doleanțele vis-a-vis de indemnizații, aici chiar trebuie punctat, și de suplimentarea acestora, dar trebuie să ne ajute acum, pentru că este un organ decident, în a soluționa această schemă de ajutor de stat, mai ales că a fost singurul minister participant alături de noi la discuțiile pe marginea acestei scheme. Suntem în situația în care trebuie să trimitem sub formă de semnal de alarmă propunerile noastre, inclusiv către președinte și vicepreședinți. Am luat parte la acest grup de lucru din dorința de a evita ceea ce ar putea fi o greșeală istorică, oameni buni, anume aceea de a crea un program pentru întreg sectorul cultural, da? Fără să luăm în calcul artistul, celula principală a acestui organism. În acest sens, propunerea făcută de Asociația Muze a fost ca artistul să devină beneficiar direct și imediat al acestor fonduri. Și mă bucur din suflet să-mi dau seama că nu a fost numai dorința noastră.
Din nefericire, prin actuala schemă de ajutor de stat, evident că această nevoie nu e acoperită. Oameni buni, artistul e piatra de temelie a construcției numite industrie artistică, după cum o spune titlul, da? Fără artist nu există artă. Și nu considerăm firesc ca un operator cultural să absorbă direct fonduri în momentul zero al aplicării pentru acestea, pentru a lucra cu artiști și lucrători de scenă, da? Pe când artistul să poată beneficia doar indirect de sume de la operatorul cultural, când va urma să presteze. A nu se înțelege, știu că repet o idee, că avem ceva împotrivă cu faptul că sunt ajutați operatorii culturali. Ei sunt parte din acest ecosistem, este absolut firesc, însă, repet, fără artist nu există nimic. Și ar fi trebuit cuprinsă nota de fundamentare pentru schema de ajutor de stat, cea publicată pe cultura.ro, este faptul că artiștii au suferit pierderi cuprinse între 80 și 100% din venituri. Da, cel mai alarmant. Încă de la începutul pandemiei. În acest sens, noi cei, mă rog, de la Asociația Muze propusesem ca din aceste fonduri să se ofere o suplimentare directă, da, directă a veniturilor din drepturi de autor pe care aceștia le încasează, pentru că e ultima lor sursă de venit în această perioadă. Exact cum unui SRL sau unui ONG se oferă o suplimentare a încasărilor realizate în perioada anterioară a stării de urgență. Am considerat această măsură ca fiind echitabilă. Și aș vrea să subliniez acest cuvânt de oricâte ori e ocazia. Am propus mult mai multe măsuri, timpul este scurt. Din păcate, secretarul de stat care a gestionat discuția cu grupul de lucru din care am făcut parte a promis că vor fi luate toate în considerare, lucru care nu s-a întâmplat. Din păcate, vreau să reclam faptul că nici până ziua de azi nu am primit de la acesta minutele oficiale ale întâlnirilor, pe care le-am solicitat scriptic, le-am solicitat în toate formele oficiale, am primit adresă la adresă, redirecționări de adrese între ministere, între secretari de stat, etc., prin care se solicita acestui secretar de stat să ne dea minutele. Ne-a pus niște rânduri pe WhatsApp, care evident nu erau exhaustive vis-a-vis de propunerile noastre, și nu putem considera că asta e o formă oficială de a comunica o minută. Da? Deci noi acum nu avem fundamentul celor două luni de discuții. Nu avem o dovadă oficială că s-au discutat niște lucruri. Din acest motiv nu pot fi de acord cu absența acestor minute, ca acum să se interpreteze că fix din discuțiile cu noi a reieșit actuala forma schemei de ajutor de stat, pentru că aceasta nu acoperă o mare parte din propunerile noastre. Noi, artiștii, insistăm în continuare, după cum am solicitat și prin scrisoarea deschisă, care încă e publicată pe Asociația Muze.ro și a adunat peste 3.000 de semnatari, să fie corectată schema de ajutor de stat, în așa fel încât aceasta să reflecte cele două concepte sub umbra cărora stăm de prea mult timp deja. Urgență și echitabilitate. Vă mulțumesc! Scuzați-mă, aveam microfonul mutat. Mulțumesc, Răzvan. Și vreau să fac o precizare, și Răzvan și domnul Mișu Cernă au vorbit anterior de rolul artistului în acest ecosistem și este, din punctul meu de vedere, este inadmisibil ca nota de fundamentare pe care Ministerul Culturii a publicat-o legată de această așa zisă schemă de ajutor să spună că a găsit cea mai bună variantă din cauza restricțiilor bugetare, și anume se adresează ultimei verigi care se adresează direct publicului, nominalizând aici organizatorii, când de fapt măcar Ministerul Culturii ar fi trebuit să știe că ultima verigă, cea care se adresează publicului direct, sunt artiștii. Ei ar fi trebuit să fie ajutați. Iar această schemă de așa zis ajutor, de fapt, și din nou a punctat foarte bine Răzvan, este o schemă de ajutor, este o schemă de ajutor doar a organizatorilor. Pentru că în planul pus la punct de Ministerul Culturii, organizatorii urmează să distribuie aceste ajutoare, doar că în momentul ăla ele nu sunt ajutoare, sunt plăți pentru prestații. Da? Deci artistul, firmele, lucrătorii vor fi plătiți pentru prestațiile lor. Alea nu sunt ajutoare. Ajutor primește doar organizatorul, el primește niște bani. Voi da cuvântul acum unui organizator, Cristi Beiu de la Sublime. Te rog, Cristi. Salut, Dani, salut tuturor. Eu sunt Cristi Beiu, reprezint Sublime România, firmă care organizează spectacole și turnee cu artiști români, 100% români. Smiley, Holograf, Vang, Direcția 5, Micuțu, Dan Badea, Bordea, Teovio și Costel, și ar mai fi mulți de numerat. Sper să nu fi uitat pe cineva important.
Noi, ca organizatori, considerăm că principiul schemei actuale este bun pentru lansarea evenimentelor, dar în momentul de față nu ajută artiștii, personalul tehnic și firmele din domeniul cultural, cum spuneau și colegii, a spus Bogdan Nedelcu de la Alice mai bine aceste lucruri. Referitor la schema aflată în consultare publică, consider că modalitatea de împărțire a banilor nu este corectă. Se acordă 25% din biletele vândute în 2019 pentru organizatorii de festivaluri și între 5 și 15% pentru ceilalți organizatori, în funcție de numărul de spectacole organizate. Atenție aici, unii organizatori vor primi de 5 ori, un procent de 5 ori mai mic decât festivalurile, ceea ce mi se pare foarte incorrect. Noi lucrăm 100% cu artiști români, cum am spus, iar procentele pentru cultura românească vor fi mult mai mici decât procentele acordate festivalurilor care lucrează cu artiști internaționali prepondere. A mai fost în grupul de lucru din noiembrie un acord general că procentele trebuie să fie egale, mai puțin AROC, Asociația Organizatorilor de Concerte, nu au fost de acord, pentru că ei organizează festivaluri și, desigur, au preferat să acorde procente mai mari acestora. Un singur lucru mai vreau să spun, că în proiectul de lege propus este o condiție de eligibilitate. Un organizator care a organizat spectacole după 15 martie 2020 nu mai poate accesa această schemă. Adică cine s-a chinuit în 2020 să facă spectacole, cum am fost noi, am făcut peste 100 de spectacole în vara anului trecut, pierzând foarte mulți bani pentru a susține sectorul cultural, nu am mai putea în momentul de față să accesăm această schemă. Sperăm că a fost o eroare de redactare, deși nu pare. Așa că, în încheiere, solicităm Ministerului Culturii să acorde procente egale, așa cum ar fi corect, pentru toți organizatorii, indiferent de numele evenimentelor, festival, concert, stand-up, teatru, musical sau altă denumire. Mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc, Cristi, și a punctat foarte corect un alt principiu încălcat, un principiu enunțat în timpul negocierilor din grupul de lucru, și anume principiul echității și urgenței. Faptul că trebuie toți să fie ajutați în această perioadă, pentru că în momentul de față cuvântul de ordine este supraviețuirea. Toată lumea trebuie să supraviețuiască, toată lumea trebuie să fie ajutată și trebuie să fie ajutată într-un mod echitabil. Ori această schemă de așa zis ajutor nu face decât să distribuie doar unora aceste fonduri, aceste finanțări, pentru că de fapt sunt finanțări, sunt bani alocați unor proiecte, și lasă foarte mulți care au nevoie de ajutor în afara sistemului. De precizat acest lucru, că o parte din acești bani se vor duce către artiști străini, se vor duce către firmă, de către firme de tehnică din afară. Adică noi vom finanța, noi ca România vom finanța alți artiști, în timp ce artiștii români nu o să primească, foarte mulți artiști nu o să primească niciun ban din aceste fonduri de așa zis ajutor. Dau cuvântul acum lui Ciprian Nicla. Este okay. Unul din reprezentanți. Mă rog să închidem microfonul, cineva care are microfonul deschis. Ciprian Nicla este reprezintă o firmă de tehnică în industria de spectacole. În acest grup, în această întâlnire, sunt și alte firme, sunt de fapt cele mai mari firme de tehnică din România. El reprezintă Vivolu, dar avem aici ASC, avem 360, avem Stage Expert, companii foarte mari care sunt într-o dificultate, așa cum o să ne prezint acum Ciprian. Vă mulțumesc tuturor, mă numesc Ciprian și am decis împreună cu ceilalți colegi ai mei din acest sector, din sectorul care sprijină așa zisele evenimente culturale, care să vorbesc în numele tuturor, chiar dacă nu sunt poate cel mai bun vorbitor. În discuțiile avute de-a lungul celor trei luni împreună cu colegii mei, eu totuși nu am înțeles unde ne catalogăm. La Ministerul Culturii, la Ministerul Economiei, Finanțelor, până acum nu se știe, știu că suntem în aer. Firmele despre care susțin aceste evenimente culturale, chiar dacă nu sunt la cultură, guvernanții noștri trebuie să știe că depind de niște oameni. Are acasă, acei oameni au niște familii, niște copii, niște rate la bănci, care un tehnician, de exemplu, care este angajatul nostru, eu reprezint o firmă care are aproximativ 30 de angajați cu cărți de muncă,
pe care am reușit să-i susțin din buzunar pe românește. Am vândut o casă, un teren, niște mașini, ca să aduc să le fie bine. Pentru că nu e corect ca un angajat de la privat să trăiască cu 2200 de lei și un angajat din sectorul de stat să trăiască cu salariul întreg chiar dacă nu face nimic. Astea sunt alte discuții. Noi vrem să știm de la Ministerul de Culturii, Ministerul Culturii, al Finanțelor, a Economiei, Guvernul României sau cum le mai spune, când putem să avem față în față, nu prin diversi intermediari, cum s-au împățit în ultimele 3 luni, o întâlnire cu toții, să stăm la o masă rotundă, pătrată, dreptunghiulară, cum îi mai spune, și să vedem exact. Voi țineți de ăla, voi țineți de ăla, voi țineți de ăla. Vrem să știm exact dacă ne încadrăm undeva, dacă ne poate ajuta cu cineva și pe noi, cum s-a întâmplat în alte țări europene, unde se dă pentru firme de genul acesta, cum suntem cei care sprijinim sectorul cultural de scenotehnică, undeva unde la 20-25% din diferența de cifră de afaceri pe anul 2020 și 2021. Și vrem să știm dacă se poate face treaba aceasta sau nu, fără scandaluri, fără multe lucruri, cum ni s-au pus vorbe în bună, că suntem scandalagii. Se poate să fim și scandalagii, dar noi scandalagii plătim deocamdată niște taxe la stat. Am făcut niște eu personal pentru firma care conduc, am făcut un împrumut la bancă de 1 milion ca să pot să plătesc taxele la stat și nu mai știu cum să fac și ce să fac ca să pot să mențin angajații. În aceleași condiții sunt și celelalte firme de scenotehnică cu care am vorbit și care unii dintre ei se află în această conferință și unii nu se află și vorbesc mai în numele tuturor. Asta zic, nu știu cum se poate face, nu știu. Dani, Bobo, domnul Mișu, toată lumea se implică și vreți să mă înțelegeți că, deși pare un lucru personal, nu ne implicăm numai pentru mine, numai pentru domnul Mișu, numai pentru Dani sau pentru asta. Vrem să ne implicăm să ne fie bine tuturor, adică dacă mergem la război, mergem toți împreună, dacă mergem la distracție, mergem toți împreună. Noi care aducem, cum ar veni, zâmbetele tuturor la un eveniment, acum stăm și plângem să vedem dacă putem supraviețui sau nu. Dacă se poate cineva să ne bage și pe noi în seamă, bine, dar vrem să știm. Cum știm că pe data de 25 trebuie să plătim taxele la stat, că avem COVID, că nu avem COVID, că avem bani, că nu avem bani, noi trebuie să plătim taxele la stat. Nu cum a ieșit nu știu ce ministru și mi-a spus că nu poate să știe când dă granturile că angajații lui au COVID. Am înțeles, și a mei au COVID. Poți să nu plătesc taxele? Nu se poate, pentru că merg penalități și multe alte lucruri. Din acest an au început, după câte bine știți, să plătim ratele la bănci. De exemplu, am tehnicieni care stau pe șomajul tehnic la 2200 de lei, care au rata la bancă, 12 milioane, adică și mai rămân cu 1000 de lei și soția lui și-a pierdut jobul și are și 2 copii acasă. Dacă guvernanții sunt în această situație, îi rog să ne întâlnim și să decidem ce putem face, să dăm un cap pe stradă, să ne dea ei niște alternative, dar vrem să știm cu subiect și predicat ce se poate face pentru întreaga industrie, chiar dacă ține de cultură, economie sau de finanță. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc, Ciprian. Întrebările tale sunt evident retorice, pentru că noi știm ce trebuie de făcut. În urma celor 15 runde de negocieri, noi am găsit toate soluțiile pentru a acoperi nevoile acestor firme. Doar că aceste propuneri au fost băgate într-un sertar de Ministerul Culturii. De fapt, ceea ce ne-a deranjat și mai mult este că ei au și mințit. Da? Deci după ce am avut aceste negocieri... Îmi cer scuze că te întrerup, dar acum am înțeles că noi care avem activități de suport pentru evenimente, suntem pasați la Ministerul Economiei. Nu e o problemă. Dar să iasă public, să zică, codurile KN, X, Y, Z țin de Ministerul de Finanțe, ăla țin de Ministerul de Cultură. Hai să ne așezăm la masă, să vedem care sunt și cu ce putem fi sprijiniți. De exemplu, Horeca, n-a nimic cu ei. Ei n-au fost închis din 16 martie, cum am fost noi. Ei au mai avut o terasă, o ceva, nu știu ce. Noi chiar am fost închiși. Deci noi suntem cei mai îndreptățiți. Ne-a ridicat mingea la fileu și vreau să spun următorul lucru și acest lucru nu s-a spus, dar este foarte important. Într-adevăr, industria de spectacol a fost cea mai afectată. Horeca, de bine de rău, au fost restaurante deschise sub formă de terasă, au făcut livrare la domiciliuri, hotelurile au fost deschise. În timp ce în industria de spectacol totul a fost sistat. Este cu atât mai grav cu cât
pentru Horeca cel puțin există demersuri pentru a se găsi niște soluții de a fi ajutați, în timp ce pentru industria de spectacole, declarațiile Ministerului Culturii, în care ei spun că au rezolvat problema sectorului cultural, de fapt ne închid nouă varianta de a obține ajutoare, iată, ca cele necesare pentru firme. Pentru că ei au spus, am rezolvat, a ieșit ministrul Gheorghiu și a spus, am rezolvat problema ajutoarelor pentru industria culturală. Și nu este așa. Ei nu au făcut să rezolve. Este așa, Dani. Depinde cum privești aceste lucruri. Pentru că dacă ei pe noi nu ne văd introduși în sectorul cultural, înseamnă că au rezolvat problema, înțelegi? Deci depinde cum pui problema. Eu nu cred că Ministerul Culturii... Scuzați-mă puțin, nu cred că trebuie să devină conferința asta un dialog între voi doi, două secunde. Da. Aș vrea doar să adaug pentru Ciprian un răspuns. Nu doar firmele de scenotehnică au fost pasate din responsabilitatea Ministerului Culturii, ci toată lumea. Este un mesaj pe grup pe care l-am primit toți. În afară, bineînțeles, de schema, așa zisă, schema de ajutor de stat care merge înainte. Este și motivul pentru care ni s-a spus că nu ținem din momentul la care am ridicat întrebările ce se întâmplă cu toate propunerile noastre, s-au transformat într-o propunere care să meargă la Ministerul Economiei și la Ministerul de Finanțe, nu mai ține de Ministerul Culturii, ni s-a spus și am fost trimiși. Ne-am dus la Ministerul Economiei, unde am avut o discuție cu ministrul Claudiu Năsui și cu un secretar de stat din Ministerul Economiei și am expus și acolo și am aflat acolo că niciuna din propunerile de la Ministerul Culturii nu ajunsese la ei la data la care noi ne-am întâlnit, acum două săptămâni. Deci pur și simplu, nici măcar nu că am fost pasați, am fost pasați fără să fie pasată munca acestui grup de lucru. Iar la Ministerul Economiei s-au discutat alte propuneri ale noastre pe care domnul Bogdan Nicolau le-a adunat, care vizau scutiri de taxe pentru diversi operatori culturali care ar putea să fie ajutați de scutiri de taxe, căci alții nu au nevoie de scutiri de taxe, dar s-a încercat și la Ministerul Economiei. Evident este că situația de acum este că nu sunt bani, că bugetul nu se poate face pentru că n-au cum să-l închidă și atunci întrebarea este, ce se întâmplă cu acest sector cultural care nu a primit un ajutor de stat până în momentul ăsta și dacă nu cumva trebuie gândit ca banii care există pentru cei care au fost ajutați să fie dimensionați la toată lumea acum când încă se mai pot modifica scheme. Pentru că dacă nu există bani suplimentari pentru sectorul cultural, dacă suntem, și mai mult, dacă există acest exercițiu mârșav de manipulare a opiniei publice, cum că ar exista bani pentru sectorul cultural însemnând artiști, performeri, firme de scenotehnică și lucrători din industria spectacolelor, atunci avem această mare problemă. Mă scuzați, dar trebuia să fac această mențiune, pentru că, să știi, Ciprian, suntem toți tratați la pachet, în afara beneficiarilor schemei. Toți am fost trimiși la Ministerul Culturii, nu doar voi, firmele de scenotehnică, și noi, artiștii, și managerii, și alte forme de entități din sectorul cultural. Am fost trimiși de pe acest grup de lucru. Cel mai corect este să ne spună codurile CAEN cu tare țin de Ministerul Culturii, codurile CAEN cu tare de Finanțe, celelalte de Economie și Simplu. Mulțumesc. În primul rând, că părerea mea este că nu cred că este de competența Ministerului Culturii să separe actorii din industria de spectacole și să-i paseze la alte ministere. La urma urmei, întreg ecosistemul cultural ține de Ministerul Culturii. Faptul că ei au găsit această da, nu este decât dovada faptului că ei sunt interesați doar de ajutorarea organizatorilor de spectacole și atât. Punct. Să spui că artistul nu este de competența Ministerului Culturii și să-l trimiți la Ministerul Economiei să-și rezolve problemele, asta mi se pare deja prea mult. Și nu este în regulă, ultima paranteză, să dai sprijin pentru artiști străini și pentru firme de scenotehnică străine. Nu este corect. Evident. Asta am și spus. Mulțumesc. Da, Dani, dă cuvântul încă. Da, ultimul care va lua cuvântul este Alex Tomulescu, este manager al unor artiști și de asemenea organizator de spectacole. Alex, te rog. Bună ziua! Pentru că văd că colegii au acoperit cam tot ce era de spus, eu aș vrea să dau un exemplu.
ca lucrurile să fie cât mai clare și ca lumea să înțeleagă mai exact cu ce ne confruntăm noi, managerii și artiștii și echipele lor. O să-mi permit să dau exemplul Loredanei, pentru că o reprezint și lucrez pentru ea de mai bine de 10 ani. Ea își produce și autofinanțează evenimentele pe bilete. Dumneavoastră, presa ați scris că Loredana, Tudor Chirilă, Paula Selling și multe alte nume cer bani, cer ajutoare de la stat, cer susținere. Ei nu au cerut niciun moment pentru ei. Ați redus foarte mult esența problemei, pentru că în echipa Loredanei sunt peste 20 de oameni pe care ea îi plătește în mod regulat. Fie că merge la concerte, fie că nu merge, fie care evenimente sau nu, de televiziune sau orice alt fel de eveniment. Pornim de la șofer, asistentă, contabil, administrator, o trupă de 12 oameni, 2 tehnicieni, un inginer de sunet, persoană la make-up, persoană la păr, la costume, agenți de booking și tot așa. Nu vorbesc de colaboratori, juriști, avocați și toate celelalte. Toți acești oameni nu au putut fi plătiți sau nu pot fi plătiți dacă Loredana stă acasă. În esență, ei au fost ajutați și au primit bani, dar nu de la stat, ci de la Loredana. Instrumentiștii, din păcate, nu și-au mai permis să-și plătească chiriile, sunt într-o situație disperată. Mulți s-au întors acasă la părinți. Basistul Loredanei a plecat în America, percuționistul Loredanei a plecat în Anglia, la muncă. Noi am pierdut pe acești oameni pentru că nu am reușit să-i ajutăm mai mult decât se putea, iar statul nu a reușit să-i ajute deloc. Nu sunt convins că îi vom mai recupera, pentru că veniturile lor în acest an au scăzut cu aproape 100%. Ca o concluzie, pentru noi, din păcate, de când există aceste mari festivaluri pe care ministerul le vede ca principalii beneficiari ale ajutoarelor, Loredana a cântat o singură dată acolo. Deci șansele sau speranțele noastre ca vreo parte cât de mică de ajutor sau de susținere să ajungă la Loredana sau la cei 25 de oameni menționați mai sus, sunt minime. Chiar și sperând că, să zicem, artiștii vor cânta o dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori la aceste festivaluri anul viitor sau când se va putea, vor primi 2, 3, 4, 5 onorarii care nu pot sub nicio formă să acopere datoriile sau lipsa de venituri care a fost generată de acest an care a trecut de când evenimentele s-au oprit. Cam asta am avut de spus și sper că acum să fie o imagine mai clară. Mulțumesc, Alex. Mulțumesc. Deschidem sesiunea de întrebări dacă există. Aș vrea o singură concluzie să spun în urma acestei prezentări. În timpul negocierilor, în timpul acelor runde de negocieri, s-au stabilit niște principii, și anume că avem nevoie de un ajutor imediat de supraviețuire și un ajutor pentru deschiderea, pentru redeschiderea sectorului în momentul în care acest lucru va fi posibil. Ceea ce vedem este că Ministerul Culturii, deși se angajase că va ieși cu aceste scheme simultan, dacă nu chiar cu schema de ajutor imediat mai întâi, vedem că a abandonat această schemă de ajutor imediat, un ajutor de urgență, un ajutor de supraviețuire, insistând și împingând în fața această așa zisă schemă de ajutor care se adresează organizatorilor de spectacole. Înțelegem că nu este total lipsit de interes acest lucru. O persoană importantă din Ministerul Culturii, de fapt cel care a condus acest grup, domnul Bogdan Trâmbaciu, este și organizator de festival, deci el este primul interesat să ca forma aceasta de ajutor să fie adresată organizatorilor. Și încă ceva, această formă de ajutor care se face pe bază de proiecte care vor fi selectate de o comisie, probabil funcționând pe lângă Ministerul Culturii, va distribui în mod subiectiv, pentru că asta se numește în orice comisie, acești bani doar celor care vor câștiga acest concurs. Mai mult de atât, din acești bani, și Ministerul Culturii vorbește de aceste restrângeri bugetare, din acești bani puțin, ei vor opri 6 milioane de euro, care reprezintă cheltuieli de management al proiectului. Adică din acești bani, aceste comisii vor toca acești bani ca să poată să distribuie acești bani. În loc să existe o distribuție echitabilă tuturor, situație în care nu e nevoie de niciun fel de comisie și niciun fel de analiză
a unui proiect. Da, Tudor? Aș vrea să, înainte să dăm drumul la întrebări, să mai pot să formulez și eu o concluzie. Avem așa, articolul 41 din Constituția României. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau ocupației, precum și a locului de muncă, este liberă. Să notăm acest lucru. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Deci, în momentul în care, din cauze de forță majoră, guvernul restrânge și restricționează posibilitățile de a munci ale unui întreg sector cultural, el are nevoie, acel sector cultural, de o compensare. Să ținem minte cuvântul ăsta, din punctul meu de vedere, compensare, înseamnă compensare pentru perioada în care n-ai putut să muncești. Iar această așa zisă schemă de ajutor de stat vorbește despre bani în avans pentru proiecte când vei munci, dar nu ție direct, artist sau companie de scenotehnică, ci gestionați prin intermediari. Artistul nu este beneficiar al niciunei forme de ajutor de stat în momentul ăsta. Trebuie să fie clar, cu propoziție foarte clară. Artistul nu beneficiază în momentul de față, mulți artiști și companii de scenotehnică, lucrători din industria de spectacol, de ajutor de stat, care să compenseze perioada în care n-au putut munci. Scuze. Mulțumesc, Tudor. Deja am depășit cu mult timpul pe care îl propusesem să facem expunerile. Prima înscriere, Mihaela Helmis, o întrebare. Văd că are o mână ridicată aici. Dacă are întrebare. Dacă mă auziți? Da. Mă auziți? Sigur. În ce fel artistul pe care îl puneți în mijloc, în centru, și așa e normal să fie, are cum să intre într-o structură, schemă, analiză, așa încât să fie luat în calcul personal și nu printr-o organizație sau printr-o instituție precum e un eveniment cultural? Cum ați gândit? Care a fost soluția pe care ați dat-o la minister în acele, ați spus, 15 tipuri de întâlniri? Înainte să răspundă Bogdan, să știți că aveți, sugerez să punem toată documentația din fiecare participant la grupul de lucru cu propunerile. Acolo presa, dacă va face puțin research, va vedea că se găsesc răspunsuri la întrebarea dumneavoastră, dar cred că și Bogdan poate lămuri acum. Da, noi în toate întâlnirile, când am cerut un ajutor urgent, am zis că toate ajutoarele trebuie raportate la venituri sau la cifra de afaceri în cazul unor firme. Deci în cazul persoanelor care au obținut venituri din drepturi de autor sau venituri din PFA-uri, să se ia în considerare veniturile din anul 2019 cu veniturile din anul 2020, să se scade, să dea un procent din diferență. Aceasta a fost propunerea noastră. Dacă îmi permiteți, răspund și eu cu o propunere similară. Noi toți am făcut propuneri, din păcate nu se regăsesc în vreo minută. O propunere similară și cumva evidentă era să, ca artistul, persoană fizică, să prezinte ce venituri a obținut din drepturi de autor și drepturi conexe, motiv pentru care am cerut suplimentarea acestora. Era o măsură similară cu suplimentarea cifrei de afaceri. Aș vrea să spun și eu ceva în legătură cu chestia asta. Din primul moment am spus, noi toți cei de față am spus, că vânzarea de bilete nu poate fi un criteriu. Nu poate. Artiștii nu vând bilete, tehnicienii nu vând bilete, instalațiile sunt nu vând bilete. Cum să fie ăsta un criteriu? E, nu. Până la urmă a rămas tot ăsta, cu toate că absolut toată lumea, în afară de reprezentanții AROC, da? Care ăștia vând bilete, cele două festivaluri mari pentru care a fost făcută această schemă, pentru mine chestia asta mă sufocă. Cum e posibil așa ceva? Ceva e ceva murdar, ceva nu miroase bine în toată chestia asta. Iar ministerul apără cu săbii de oțel și de aia și de el vorba cântecului această soluție. Nu ține cont de nimic, ne ține de vorbă degeaba, dar la sfârșit vine cu același lucru.
Mulțumesc. La care două mari festivaluri vă referiți? Ca Untold și Never See. La care altele? Da. Pentru ei a fost creată această chestie. Asta e părerea mea. Dar cred că e părerea tuturor. E evident, e pe față. Și sunt câteva fraze în acest proiect de ordonanță de urgență care dovedesc din nou lucrul ăsta. Mă scuzați, aș vrea să răspund la întrebare încă o dată. Vă rog foarte mult să verificați chat-ul și să vedeți măsurile, dar eu o să citesc dintr-o propunere. Deci una din propunere a fost micro-întreprinderile, PFA-urile și ONG-urile cu sau fără salariat să se încadreze la un micro-grant recurent la 6 luni până la înlăturarea tuturor restricțiilor la nivelul prepandemie sau 50% din pierderea la cifra de afaceri 2020 versus 2019. Ok, dacă micro-întreprinderile cu salariați nu se pot încadra în niciun fel, atunci salariații lor care pot dovedi că sunt artiști cu adeverință de membru al unei societăți de gestiune colectivă pentru artiști, interpreți sau executanți și că nu au beneficiat de salarii pe minim 3 luni consecutive sau 6 luni cumulate în 2020 să se încadreze la indemnizație pe toată durata crizei până la înlăturarea tuturor restricțiilor și revenirea la nivelul pre-pandemie sau în funcție de data în sfârșit. De asta vă rog să consultați documentul, că sunt chestii tehnice pe care doar spuse pe chat nu le puteți. Toată asta, tot ce se întâmplă este o sagă și este foarte greu să acoperim această sagă verbal în conferința de presă. De asta am pus și încă o dată invit la mai mult să nu tratați superficial măsurile puse pe chat și să vă uitați ca să înțelegeți că acest grup de lucru a muncit și frustrarea este cu atât mai mare când vedem că munca noastră este făcută să plece din punctul A și să se încheie tot în punctul A. Adică back to square one, cum zic englezii. Scuzați-mă. Și răspunsul lui Tudor se potrivește și pentru întrebarea venită de la Selma Iusuf, în care ne cerea câteva măsuri pe care le-am propus. Tudor a spus foarte concret, 15 runde de negocieri nu pot fi sintetizate în câteva cuvinte, dar în propunerile trimise și pe care și care au fost înaintate ministerului, dar avem și linkurile puse aici, să regăsesc toate propunerile pentru toți actanții din acest sector, artiști, lucrători, firme. Poate ar fi interesant ca presa să solicite și ministerului ceea ce am solicitat noi. Adică revelarea documentului care adună toate aceste măsuri. Ar fi foarte interesant, că uitați, sunt multe și poate ei le-au pus cap la cap. Dar vă asigur că nu veți primi acest document. Răspunsul este, a pus Tudor mai devreme, a pus link-ul, nu Tudor, ai dat link-ul măsurilor mai sus, cred. Am dat un link care viza partea de artiști, Bogdan Nedelcu ar trebui să pună partea lui, Muze ar trebui să pună partea lui. O să propun, Tudor, împreună cu înregistrarea o să facem un pachet cu toate documentele pe care le avem, pe care o să le trimitem presei cu absolut totul centralizat. Înregistrarea acestei conferințe și toate măsurile care le avem propuse, trimise către presă ca să aibă toate documentele. Perfect. Sigur? Sigur, Cristina Modranu. Vreau doar să vă întreb care este pasul pe care vreți să-l faceți în continuare în relație cu ministerul. Această propunere este în dezbatere publică, deci teoretic, conform legii, cine are nemulțumiri față de forma existentă trebuie să trimită propuneri de modificare. O luați de la început, după experiența pe care ați avut-o cu așa zisul grup de lucru? Sau cum procedați? Din acest moment, din acest motiv ne aflăm aici în fața presei, pentru că noi am considerat că este un eșec total. Este greu să corectezi ceva pe marginea unui principiu care nu este corect. Încă o dată, noi am plecat de la ideea că în acest moment este necesară o schemă de ajutor echitabil de urgență pentru toată lumea, pentru supraviețuire. Ori ministerul a venit cu o schemă pentru evenimente viitoare. Deci noi nu avem cum să o modificăm pe asta într-o măsură în care să realizăm ceea ce inițial afirmasem că trebuie să facem și ministerul agrease încă o dată. Ministerul a spus da, înțelegem. Trebuie să existe două scheme, una de ajutor imediat și una de ajutor în viitor. Ori ministerul a dat cu buretele la tot ceea ce fusese propus și lucrat în grupul de lucru și a readus de la Naftalin această schemă criticată în noiembrie. Ori e foarte greu în momentul de față să putem să construim ceva pe această schemă.
ceea ce ne așteptăm să se întâmple este că autoritățile, și cred că de data asta trebuie cineva mai sus de Ministerul Culturii să spună, este o situație dramatică în acest sector. Haideți să vedem, să luăm aceste propuneri și să le concretizăm într-un act normativ care să asigure un ajutor, dar cât mai repede. Situațiile de care vorbeau colegii mei sunt situații de astăzi, de mâine, nu sunt situații din 2022, așa cum sunt planificate acele evenimente care să fie ajutate de către Ministerul Culturii. Este o situație dramatică. Așa cum arată acolo, plățile eventuale vor fi eșalonate chiar până în 2024, nu numai până în 2022. Exact. Pentru că, iarăși, e un semn că, așa cum spunea Tudor, de fapt nu sunt bani. Deci de asta întinde, eșalonează. Dar revenind, în toată Europa, din păcate, acum, după ce s-au luat măsurile de urgență când era cazul și la noi nu s-au luat, acum se iau măsuri de relansare. Deci de asta probabil ministerul încearcă să împuște doi iepuri deodată cu această propunere. Prin urmare, e foarte greu de presupus, nu știu sub ce formă, vor fi convins să se întoarcă la starea de ajutor, de compensare, cum spuneați. Da. Două secunde. Aici avea o completare. Eu scurt, în primul rând este vorba că este imposibil. Noi ne-am făcut treaba pe grupul de lucru. Înșiși organizatorii de concerte au recunoscut că acea schemă este perfectibilă. Au recunoscut ce au spus într-o discuție, într-una din ședințe, a fost afirmată că este o schemă care nu mulțumește pe toată lumea, nu acoperă tot sectorul, deci trebuie modificată. De asta s-a făcut grupul de lucru, este aberant să ministerul are toate modificările care ar putea fi implementate acolo, este aberant să mai facem vreun grup de lucru. Asta este ce vroiam să spun. Este absolut și mai este o chestie, vă rog să priviți logica ministerului. Atunci când Alexandru Nanău a refuzat decorarea, Ministerul Culturii l-a certat foarte tare, spunându-i că i-a dat bani pentru film. Atenție! Subminându-și propria poziție, de parcă banii dați lui Alexandru Nanău au fost o favoare subiectivă din partea unei instituții de stat. Deci acreditează ideea că dacă ești cu minte, taci din gură și nu faci joc de glezne, vei fi ajutat și că în general dacă câștigi un proiect este bine să înțelegi că el nu este în urma meritocrației și în urma calității proiectului, ci pentru faptul că ministerul îți face un favor. În această logică trebuie privită și așa zisa schemă de ajutor de stat. Ce suntem noi atât de nemulțumiți artiștii că uite, vă dăm bani să faceți proiecte viitoare. Nu vă dăm bani însă pentru toată perioada în care n-ați putut să faceți proiecte. Că nu meritați. Cam așa sună. Și, da, și cei care deschid gura sunt priviți sau li se reproșează că, uite, au primit bani de la minister în baza unor proiecte care au fost analizate și validate ca proiecte culturale demne de finanțat. Deci finanțarea este de fapt nu știu ce, o șpagă sau ce, în viziunea ministerului și a ministrului Gheorghiu, dacă ne uităm la răspunsul lui dat lui Alexander, care trebuie privit în tot acest context mai larg. E o favoare, scuze că mă bag, e o favoare, știi, dacă sunteți cu minți și călcați apa cum trebuie, poate vă dăm și niște bani să vă faceți treaba pe viitor, scuze că mă bag și eu. Eu aș vrea să dau un răspuns mai tehnic în legătură cu ce demersuri ar putea să facem. Ideea este că Ministerul Culturii, într-adevăr, nu ar avea competența, să spunem, și nici atribuțiile să ofere o schemă compensatorie, să spunem. El, într-adevăr, misiunea Ministerului Culturii este să ofere o schemă de ajutor pentru proiecte culturale. Noi, de asta spuneam și înainte, că noi n-am mers să cerem bani de la Ministerul Culturii. În schimb, reprezentanții Ministerului Culturii, în prima ședință, cu toate autoritățile, Ministerul de Finanțe, Ministerul Economiei, și-a asumat prin reprezentanții Ministerului Culturii că grupul de lucru va fi făcut în cadrul Ministerului, va controla aceste întâlniri și va veni cu propuneri către celelalte ministere. După luni de zile de consultări, ne-am fost surprinși când domnul ministru, într-o declarație în conferința de presă dedicată Ziua Națională a Culturii, spune: oricum ne-am asumat prea mult,
Misiunea Ministerului Culturii s-a încheiat. Cine dorește să mai modifice ceva, să ducă la Ministerul Economiei și Ministerul Finanțe. Noi n-am cerut niciodată bani de la Ministerul Culturii, nici la această schemă noi. Nu avem cum să o modificăm. Ea e bună să se dea pentru relansare, în schimb, Ministerul trebuia să reprezinte echitabil pe absolut toată lumea în fața celorlalte ministere care au atribuții să acorde finanțare pentru pierderile din ultimul an. Asta era datoria Ministerului și noi cred că asta dorim să spunem astăzi, că am fost mințiți că se vor face demersuri. Pe data de 17 decembrie avem răspuns că s-au trimis propunerile noastre și sunt în analiză la Ministerul de Finanțe și Ministerul Economiei, avem aceste răspunsuri scrise, iar pe data de 14 ianuarie, într-o întâlnire cu domnul Claudiu Năsui, domnul ministru, ni s-a spus că Ministerul Economiei și nici Ministerul de Finanțe nu cunoaște, nu are la cunoștință aceste propuneri. Deci, are în schimb această schemă de ajutor de stat, care este vândută ca schemă de ajutor pentru întreg sectorul cultural. Da, și aici este o altă mare problemă, fiindcă noi, orice negociere ar putea să se ducă sectorul cultural să către alte ministere. Ok, nu mai merge la Ministerul Culturii, că am înțeles că nu suntem o problemă culturală, suntem o problemă economică, ceea ce din nou e greșit, e o problemă culturală cu o rezolvare economică. Mergem la celelalte ministere, ministere care au primit o ordonanță de urgență cu o notă de fundamentare unde se scrie ministru cere aviz către celelalte ministere pentru o schemă care ajută tot sectorul și trimite 3/4 din sector la alte ministere să mai ceară alte ajutoare. Adică ce răspuns ai putea tu să primești într-o negociere la Ministerul Economiei sau Ministerul de Finanțe după ce l-a primit o schemă declarată pentru tot sectorul și te duci să mai ceri niște bani inclus? Adică aici, în postura asta, și-a pus ministerul oamenii declarând și făcând acest PR că această schemă ajută tot sectorul. Vreau să mai spun atâta. Noi, din grupul de lucru, suntem foarte dezamăgiți de ceea ce a făcut Ministerul Culturii în ultima vreme. Pe lângă minciunile pe care ni le-a trântit în diverse momente, această manipulare pe care o încearcă în ultima săptămână, dar și atitudinea asta în fața, am și uitat de asta, de atitudinea legată de poziția regizorului Alexander Nanou, în care ministerul i-a răspuns cu atâta obrăzincie în loc să apere interesul. La urma urmei, Ministerul Culturii este dator să apere întreg sectorul cultural și pe toți actanții culturali. Dar el, de fapt, se comportă ca și cum încearcă să scape de persoanele indezirabile. Această pasare la alte ministere, și vreau să întăresc ceea ce spune Bogdan Nedelcu și întăresc cu nume. Acest grup de lucru s-a constituit, de fapt, în jurul cabinetului sau pe lângă cabinetul vicepremierului Raluca Turcan din acea vreme. Când ea a pornit acest lucru în acest grup de lucru, invitând reprezentanții ai Ministerului Economiei, ai Ministerului Finanțelor, al Consiliului Concurenței, a Ministerilor Fondurilor Europene. Așa s-au ținut primele ședințe. La un moment dat, Raluca Turcan a spus, bine, v-am pus pe acest făgaș, mergeți mai departe, dar eu nu mai pot să găzduiesc, nu mai pot, n-am timp, nici nu aveți nevoie de expertiza mea. Și în momentul ăla, domnul Bogdan Trâmbaciu, prezent în acea ședință, a spus, preiau eu această găzduire acestui grup de lucru la Ministerul Culturii. Așa am ajuns la Ministerul Culturii. Nu noi ne-am cerut la Ministerul Culturii. Nu noi am cerut aceste ajutoare Ministerului Culturii. Domnul Bogdan Trâmbaciu a spus că preia el de la guvern această organizare la Ministerul Culturii. După o lună și ceva, domnul ministru Gheorghiu iese și spune, domnule, artiștii nu sunt de competența mea. Noi ne ocupăm doar de organizatori. Duceți-vă la Ministerul Economiei. Asta s-a întâmplat. Nu, noi ne ocupăm de proiecte culturale și activități culturale. Nu putem să oferim bani și finanțare unor SRL-uri. Să fiu mai rău. Aș vrea să mai adaug un lucru în plus apropo de ce ați discutat mai devreme un pic despre indezirabilii care sunt excluși de la orice fel de chestii. Vă dau exemplu, modificarea la care se lucrează acum, nu la presiunea Comisiei Europene, modificarea legii 8, adaptarea legii 8 la noile condiții care se întâmplă pe internet, nu știu ce. Bun. E, aici unde modificarea legii 8, legea 8 se numește legea de dreptul autor și dreptul conex. La dreptul de autor au fost invitată asociația cea mai mare de dreptul de autor din România, UCMR-a, da? Iar pe dreptul conex n-au invitat pe nimeni. De ce? Pentru că Credidam este indezirabilă acolo. De ce? Pentru că Credidam a zis de foarte multe ori, domnule, asta nu e bine, asta nu știu ce, hai să discutăm, hai să facem.
și avem, cum să spun, de la început, de la începutul încercării astea europene de a modifica legea, noi suntem acolo. Știau că suntem acolo, știau că avem expertiza respectivă, nu ne-au luat. Știau că reprezentăm 16.000 de oameni și că sunt, ei fac un proiect acum care din nou devenim cobai, noi suntem niște cobai. Și în cazul acestor ajutoare, și în cazul modificării legii 8. Asta este atitudinea generală a ministerului. Domnul Cernă spune, arată un alt exemplu în care ministerul nu are o atitudine corespunzătoare față de actanții culturali. Avem un, mă rog, am și o întrebare scurtă pentru Bogdan Nedelcu. Dacă se poate, Bogdan Nedelcu, din cunoștința voastră, există această schemă în această formă aplicată de vreo țară europeană și cu numele de schemă pentru întreg sectorul cultural? Răspund eu, această formă de ajutare pe proiecte nu este decât o măsură complementară unor măsuri de ajutare directe. Deci peste tot se dau ajutoare directe. Da, există și asemenea măsuri de relansare, dar nicăieri nu s-a lansat o schemă de ajutor de viitor fără să se compenseze, că asta este cuvântul important. Noi nu cerem un ajutor pentru că suntem într-o situație dificilă. Nu. Sectorul cultural a fost oprit decizia, prin decizia autorităților pe care nu o contestăm, de a opri aceste activități. Foarte mulți oameni au fost în imposibilitatea de a-și exercita profesia, prin urmare de a încasa venituri. Și atunci autoritățile sunt obligate să compenseze această restricție. Este cineva care a pus aici o întrebare sau o întrebare, o sugestie. Schema Horeca este în dezbatere publică. Puteți acolo băga codurile CAEN. Cred că Bogdan Nedelcu poate să explice de ce nu putem să băgăm doar codurile CAEN în această... Am studiat și această variantă. Da, schema Horeca este o soluție. Se pot băga codurile CAEN acolo. În schimb, noi pe sectorul cultural vorbim de mult mai multe forme de organizare. Vorbim de PFA-uri, vorbim de oameni pe drepturi de autor, vorbim de ONG-uri. E foarte greu de modificată toată schema, fiindcă schema Horeca, în afară de codurile CAEN, au anumite limitări. Trebuie să fie înregistrat, mă rog, să fie o agenție turistică și așa. Adică e foarte greu. Știu și din discuția noastră la Ministerul Economiei, știu că este un lucru extrem de greu de obținut în momentul de față. Adică nu este atât de simplu doar de introdus codurile CAEN. Ăsta este răspunsul. Da, se poate face chestia asta, dar trebuie de modificat fundamental întreaga schemă Horeca pentru a fi transformată într-o schemă Horeca plus industria de spectacole. Dacă mai sunt alte întrebări... Voiam să mai adaug eu ceva. Dacă se întreba cineva din afară cum se poate face această ajutorare, într-ajutorare a trupelor, cred că este foarte ușor ca orice artist să fie evaluat cât a avut câștiguri în 2019-2018, să zicem, și că drepturi de autor, că sunt pe firmă sau că sunt pe whatever, asta deja fiecare trebuie să justifice, dar dacă se dorește, sunt convins că se poate afla cât s-a câștigat în mod normal într-un an de zile din munca noastră și cât s-a pierdut în 2020. Deci dacă se vrea, sigur se poate. Atât. Foarte corect. Și domnul care a pus întrebarea, care a dat sugestia, spune măcar rezolvați 70% din probleme, decât deloc tot e mai bine. Noi ca asociație, noi nu putem să spunem doar la 70% din membrii noștri, să știți că doar pe voi am putut ajuta, pe celălalt 30% nu. Tocmai când te duci la autorități, când tratezi cu statul, când tratezi cu autoritățile, te aștept ca să aibă această responsabilitate față de ultimul om. Pentru că asta este jobul autorităților. Nu poate să lase nici măcar un om în spate. Prin asta este puternic un stat. Faptul că exact cei mai afectați trebuie să fie ajutați. Eu nu pot să spun că doar 70% să ajutăm și pe ceilalți 30% lăsăm să moară. Nu pot ca asociație și nu poate niciun stat să facă chestia asta. Un stat puternic este cel care are grijă de oamenii cei mai defavorizați. Iar această schemă așa zisă de ajutor, de fapt, dă niște bani celor care au cele mai mici probleme. Ca să fim serioși, trebuie să înțelegem că organizatorii de festivaluri au beneficiat de prevederile ordonanței date în vară, în care ei nu trebuie să restituie bilete. Deci au niciun fel de probleme de lichiditate. În conturile lor sunt acei bani. Ei nu au probleme de lichidități. În schimb, toți oamenii care nu au realizat niciun fel de venit din luna martie,
ei nu au cu ce să trăiască. Deci aici este disproporția, aici este inegalitatea, aici este lipsa de echitate, lipsa de empatie și lipsa de atenție pentru fiecare până și acel 30%, și nu 30% lăsați în urmă, nici 3%, nici 0,3% din sectorul cultural nu poate fi lăsat. Și este treaba autorităților. Scuzați-mă, există o întrebare a Selmei Iusuf. Dacă autoritățile nu o să ia în considerare din nou cerințele artiștilor, ce veți face în continuare? Păi ne-a mai rămas protestul de stradă și după aia să emigrăm. Ce să facem? Adică acum eu exagerez, dar probabil că mi-e greu să cred, adică mi-e greu să accept că totuși nimeni nu va lua în considerare prim-ministru, ministrul economiei, ministerul de finanțe. Mi-este greu să accept că trăim într-o lume în care nici acum în ceasul al 12-lea, după toată povestea asta, mi-e greu să accept deocamdată. Poate sunt și alte răspunsuri. Eu de asta spuneam că este momentul în care salvăm ce mai putem din acest sector. Și dacă cineva spune nu există soluții și variante, acel cineva, oricine ar fi el, trebuie să-și asume dispariția jumate din sectorul cultural sau poate și mai mult. Efectiv, trebuie să fie o asumare undeva. Nu mai trebuie să mai învârtim după deget. Da. Va fi bine. Dacă vom găsi variante. Dacă asta nu s-a întâmplat deja... Dar la cineva trebuie să-și asume public treaba asta. Nu zic dacă nu s-a dispărut deja. Cred că deja de pe care au dispărut. A fost exemplu concret. Alex Tomulescu tocmai a dat exemplu instrumentiștilor sau câtorva instrumentiști din Loredane. Iar legat de ieșirea în stradă, să știți că în anumite țări europene, măsurile luate de guvern de acolo au fost luate după ce firmele și angajații din industria de spectacol au ieșit în stradă cu camioane, flight case-uri, schele și așa mai departe. Dacă este foarte greu de acceptat. Este foarte greu de acceptat că un ministru care este plătit din banii mei, e foarte greu de acceptat că un ministru care e plătit din banii noștri nu recunoaște existența noastră. Și nu recunoaște dreptul la compensare pentru perioada în care guvernul a restricționat drepturile unor artiști. Eu acum când zic noastră, mă exclud pe mine. Ci dau exemplu pe care vin în exemplu pe care l-a dat Alex Tomulescu vis-a-vis de ecosistemul din jurul centrelor de artiști. Dacă privești artistul ca pol principal, ce se întâmplă în piramida de sub el. Pentru că de asta eu niciodată nu m-am simțit mai apropiat de tehnicienii de scenă și de companiile de spectacol ca acum, pentru că interdependența și relația dintre noi este foarte clară. Și este foarte ciudat cum acest ecosistem a ajuns într-o parte, iar distribuitorii de cultură, nu producătorii de cultură, distribuitorii de cultură și au ajuns în altă parte, dar ca actor principal. Mi-e greu să cred că ministrul care ia bani pe chestia asta mai poate să stea liniștit acolo, în funcția aia. Asta. Și... cred că vă dați seama că toți care suntem acum aici și cei care gândesc că noi suntem deja indezirabili la minister. Bun, o parte dintre noi eram dinainte, dar de acum încolo o veți vedea. Oamenii sunt absolut, sunt siguri pe ei, sunt la putere. Știa, putere, nene, puterea îi nebunește pe toți. Mai ales pe ăștia care, după părerea mea, nu sunt pregătiți pentru locurile pe care le ocupă. Așa și. Îl văd aici și pe Andrei Grosu, de la un teatru, este un alt segment cultural afectat, trebuie să plătească chirii, trebuie să plătească salarii. Problema e că e foarte, foarte, foarte târziu, asta trebuie să se înțeleagă, este extrem de târziu. Tot ce facem noi acum e absurd, e atât de târziu încât faptul că ne-am întâlnit aici acum devine absurd. Suntem, mai avem un pic și facem un an de zile de când noi nu mai avem voie să mai facem lucrurile pe care le facem. Un an de zile. Discuția asta, dacă avea loc în martie 2020, era ok. Era un timp bun de a avea această discuție și de a gândi niște lucruri pe care statul român, Ministerul Culturii, trebuia să le gândească.
deja vorbim, da, ai spus foarte bine, Daniel, deja vorbim de foarte multe instituții care nu mai sunt, nu vor mai deschide, nu mai au cum să mai fie salvate. Noi am avut norocul și e un noroc de a avea un administrator care a spus, ok, vă așteptăm, dar nu știm ce o să se întâmple, pentru că omul e normal, e un privat și va cere la un moment dat banii pe chirie. La fel, băncile, noi avem o linie de credit din care am făcut niște investiții în 2019. În momentul ăsta nu mai avem cum să mai amânăm linia de credit, că s-a făcut ianuarie și deja e februarie. E extrem de târziu, extrem, extrem, extrem de târziu, cred că asta trebuie să se înțeleagă. Este extrem de târziu și absurd că discutăm asta acum. Apropo de linia de credit, m-a adus aminte de alt subiect. Din nou, guvernul tratează acest segment care este în continuare închis ca și cum ar fi din categoria firmelor care au avut de suferit ca urmare a scăderii vânzărilor. Și noi avem aceleași beneficii de amânarea ratelor ca o firmă care n-a fost închisă. Ori guvernul sau Ministerul Culturii trebuie să se ducă la Ministerul Finanțelor să spună: alo, într-adevăr, s-a terminat perioada grea pentru anumite firme, dar în sectorul cultural noi pe ăștia îi ținem încă închiși. Vă le cereți acum să înceapă să replătească datoriile către bănci în condițiile în care ei în continuare nu încasează. Adică ce se așteaptă? Că cum ar putea să fie finanțat acele restituire de dobânzi? Și evident, pe lângă problema instituției în sine pe care o reprezint, vorbim de acel actor independent care nu mai joacă din luna martie și care are rate și din nou e februarie și vorbim deja de luni de zile în care el nu a mai încasat nimic. Eu cred că înainte să diluăm, este o oră jumate de când am început, cred că s-a vorbit destul de mult, nu știu, nu sunt eu neapărat moderator, Dani, dacă mai sunt totuși întrebări, că pentru că eu cred că presa și-a făcut o idee foarte clară de situație, manipulare, minciuni și propagandă. Ada Solomon, te rog. Da. Salut! Îmi cer scuze, am intrat foarte târziu pentru că am fost în o seamă de întâlniri, căci trebuie să existăm. Sunt perfect de acord că e târziu, că e foarte târziu, dar asta nu înseamnă că dacă e târziu trebuie să ne oprim. Și cred că bun, în ceasul 12 continuăm să facem. Nu e că din martie n-am început să facem, pentru că de fapt asta a fost tactica, temporizarea oricăror demersuri, pentru că am încercat destui încă din aprilie să spunem, să propunem soluții și spun răspicat lucrul ăsta, că nu ne-am dus niciodată să cerem să facă alții pentru noi, ne-am dus întotdeauna cu soluții constructive. Niciodată n-am cerut ajutorul, ci am propus parteneriate. Și noi, și voi, și celelalte domenii. Mă uit un pic la relația pe care o am cu băncile versus relația pe care o am cu statul. Și băncile, așa cum sunt ele instituții îngrozitoare care sug sângele și vor numai profit, au venit ele spre mine încă din aprilie să găsească soluții, să-mi extindă creditele, să-mi creeze niște condiții, să... Deci se poate, dacă există voință, se poate. Ce mi se pare greșeala cea mai mare din punctul de vedere al Ministerului Culturii este această atitudine de unii sunt deoparte și unii sunt... Sectorul cultural e deoparte, autoritatea e departea cealaltă. Noi am reușit să facem ceva dacă am lucra împreună. Dacă domnul ministru al culturii, dacă Ministerul Culturii s-ar duce către finanțe, economie, fonduri europene, dezvoltare, whatever, împreună cu sectorul cultural, atunci lucrurile s-ar putea clinti măcar. Câtă vreme dânsul spune, nu e de competența mea, dar adresați-vă ministerelor de resort, e foarte greu de înțeles care e ministerul de resort pentru artiști. Care e ministerul de resort pentru sectorul cultural? Încă o dată,
Apelul meu către minister este de a lucra împreună, de a încerca să îi vom susține și vom fi alături de ei, însă noi e aberant ca artiștii să se ducă să aibă o întâlnire la Ministerul Economiei și nu artiștii împreună cu Ministerul de Resort, împreună cu autoritatea care îi reprezintă, către Ministerul de Finanțe și așa mai departe. De, nu cred că putem nici noi de unii singuri, nici fiecare breaslă de una singură, iar lucrurile pe care le-am primit în baza unor scheme existente și funcționale de ani de zile, revin aici la povestea cu Alexander Nanau sau cu filmele pe care noi le-am avut finanțate și așa mai departe, lucrurile astea sunt făcute într-un sistem normal, selectiv, pe baza meritelor proiectelor respective și nimeni nu zice că n-a funcționat sistemul, ci că nu funcționează acum și că nu există nicio măsură specifică făcută pentru nici una din breslele din sectorul cultural. Iar soluțiile au fost avansate, repet, a 10-a oară și ele, cel puțin în ceea ce privește cinematografia, ele nu sunt măsuri care afectează bugetul de stat. Sunt în special măsuri gândite din surse extrabugetare și care sunt gândite exact în această idee de a nu pune presiune pe bugetul de stat. Că nu e niciunul dintre noi absurd să nu înțeleagă că suntem într-o situație grea și sunt convinsă că e un fapt că suntem cetățeni responsabili, că altfel nu ne-am adunat aici. Cred că fiecare dintre cei prezenți aici reușește să supraviețuiască pe cont propriu, pentru sine. Alexander Nanau n-a făcut scrisoarea pe care a făcut-o ca să se plângă pentru ce are sau n-are el. El a avut acolo paragraful 3 al scrisorii, vorbește exact despre ce nu s-a făcut pentru sectorul cultural, nu pentru el sau filmul lui. Și lucrul ăsta s-a trecut cumva, s-a șters cu buretele acest discurs. Același lucru se întâmplă cu mine, nu am vorbit nicio clipă pentru mine, am avut un an foarte încărcat, am reușit să finanțez două filme în lockdown, am filmat în vara asta, n-am o problemă la nivel personal. Însă știu că în 2022-2023 cinematografia va fi zero, nu va exista producție națională. Mulțumesc! Aș dori să intervii și o două secunde. Mulțumesc, Ada, pentru cuvânt. Dialogul este posibil acolo unde sunt persoane culte, persoane educate, care au ca principiu de viață dialogul. Da? Mai ales în situația de criză, cum e acum. Ori, din păcate, cei care gestionează Ministerul Culturii și această criză sunt inculți. Ei nu au minimul de cultură necesară să își angajeze niște specialiști care să ducă mai departe dialogul. Vă dau un exemplu. Credinam are asistență internațională pentru implementarea acestei directive a internetului. Gratis. Și Ministrul Culturii, Orda, refuză toate documentele noastre. Ei vor să facă altfel decât în interesul artiștilor interpreți. Artiștii, prin această directivă, avea dreptul la o remunerație directă de la platforme. Se refuză acest lucru. Și în schimb se inventează tot felul de probleme artificiale pentru a bloca acest dialog. Asta este semnul clar de incompetență. N-ai cum să ceri dialog unei persoane incompetente care se înconjoară de incompetenți și care cred că sunt, cum spunea Mișucerea, că sunt Dumnezei. Lor nu li se întâmplă nimic. Ei hotărâți soarta noastră. Și aș vorbesc ca artist, da, artist care are 24 de ani, membru a Filarmoniei George Enescu. Mulțumesc! Mulțumim și Andy Gherghe a ridicat. Bună ziua, sunt Andy Gherghe, sunt manager cultural la Târgu Mureș, avem un hub cultural, 3G Hub. Noi am rezistat, că am mai depus proiecte în stânga, în dreapta, am reușit să atragem niște surse de finanțare și private. E foarte greu.
Sunt de acord cu Andrei că pentru măsurile legate de pandemie cumva s-a reacționat foarte târziu, dar sunt de acord și cu Ada că într-adevăr trebuie să mergem mai departe și aș vrea să subliniez un lucru care nu s-a discutat aici, s-a discutat doar de schema de ajutor, dar sunt fondurile locale, de exemplu, că nu toți artiștii suntem în marile orașe, Cluj, București, Constanța, Timișoara, mai suntem și prin orașe mai mici. Și eu cred că ministerul ar putea să facă foarte mult dacă ar pune presiune pe Parlament să schimbe legea finanțărilor publice în așa fel încât să nu mai existe o discrepanță atât de mare între acordarea prin încredințare directă a fondurilor față de proiecte culturale. Și acum vă dau un exemplu la Târgu Mureș. Bugetul pe cultură în ultimii 4 ani a fost în medie cam între 9 și 11 milioane de lei, în condițiile în care municipiul nu are instituție culturală în subordine. Din toți banii ăștia, 90% s-au dus prin încredințare directă. La Consiliul Județean, mai mult decât atât, au anulat concursul de proiecte, dar au dat prin încredințare directă prietenilor lor. Deci, cumva, cred că ar trebui pusă și problema asta, tocmai pentru a nu mai ajunge într-o situație de genul ăsta. Pentru că s-a vorbit foarte mult că nu sunt bani. E bine, sunt bani. Dacă se face o cercetare pe cheltuielile bugetare ale primăriilor, veți vedea câți bani se duc pe cultură, și nu neapărat pe lucruri de calitate sau așa care este, să existe. Așa este, este un alt punct nevralgic în finanțarea în cultură, dar în orice caz, toate măsurile pe care, de care vorbiți, ele nu pot să asigure un ajutor imediat, pentru că noi, de fapt, semnalăm tocmai această problemă de urgență a ajutorului necesar. Și un singur răspuns pentru Andrei Grosu, pentru că au fost ceilalți doi vorbitori, care vorbește că este prea târziu. Da, acum poate este prea târziu, dar noi am început aceste demersuri în luna Eu n-am zis că e prea târziu ce facem. Eu n-am zis că e prea târziu ce s-a întâmplat. Eu zic că e prea târziu. E foarte târziu că nu s-a întâmplat încă din partea lor ceva. La asta mă refer. Știu, eu vreau să accentuez ceea ce ai spus tu, spunând că noi chestia asta, deși târziu începută în octombrie, noiembrie, a venit răspunsul, din punctul meu de vedere, un răspuns obraznic din partea ministrului, care a spus ieri că această întârziere, de fapt nu este un răspuns obraznic, este o minciună. El spune că această întârziere, această tergiversare a măsurilor s-a datorat artiștilor care și-au arătat nemulțumirile oricâtă flexibilitate a arătat ministerul. Păi asta este, e culmea să spui așa ceva, flexibilitatea arătată de minister. Păi ministerul a fost mai inflexibil decât atât nu putea fi. El a aruncat toate propunerile noastre și a revenit la schema inițială. Iată cât de flexibil a fost ministerul. Iar legat de întârziere și de nemulțumiri, păi asta e principiul de negociere. Vii cu o propunere, noi spunem că nu suntem mulțumiți de ea. Dar evident că a fost ignorată. Iar în timpul ședințelor, grupul de lucru se întâlnea zilnic. Toată treaba aia s-a încheiat în 2 săptămâni și ceva. După care a urmat o tăcere de o lună jumate în care ministerul nu a făcut nimic. Și acum ministrul spune că această întârziere s-a datorat artiștilor. Cum poate să spună așa ceva? Și că practic artiștii au reușit să întârzie schema. Da, asta e tot ce am putut să facem. Să întârziem, să apară acea schemă criticată de toată lumea în noiembrie. Pentru că văd că ministerul în continuare împinge această schemă. Și este o întrebare de la cineva, dumneavoastră, de ce credeți că adoptă această atitudine? Este vorba de pur și simplu de o incapabilitate sau de ce reacționează acest fel trimiterea un alt minister? Ei reacționează foarte simplu. Ei și-au văzut interesul personal și de grup prin împingerea acestei scheme de ajutor pentru organizatori. În rest, nu-i mai interesează. Nu au bani, nu vor să știe. Într-adevăr, alocarea acestor fonduri nu țin de Ministerul Culturii. Și-au văzut saci în căruță. La revedere, mergeți artiștilor, mergeți la Ministerul Economiei sau la Ministerul Finanțelor. Noi nu avem bani pentru voi. Dacă mai sunt întrebări, nu comentarii, doar întrebări dacă sunt. Dacă nu, noi vom pune la dispoziție înregistrarea acestei conferințe de presă, de asemenea vom trimite către toată lumea un comunicat de presă în urma acestei întâlniri și documentele pe care noi le-am înaintat în decursul funcționării grupului de lucru către Ministerul Culturii. Daniel, pun eu o întrebare. Da, te rog, Răzvan. Am vrut să spun tot ce ai spus tu și vreau să zic, știu că repet, dar vreau să nu vină numai de la tine, vreau să înțeleagă că mulți împărtășim aceeași opinie.
Îi răspund și eu, Danei Cosovanu. Schema aceea, în opinia noastră, a fost cu dedicație, motiv pentru care orice adăugire aducem sau completări sau restructurări nu sunt neapărat binevenite. Eu mă bucur că există acea declarație cum că a fost tergiversată implementarea schemei, că a fost totul amânat din cauza artiștilor. Asta, practic, ne validează munca și m-aș bucura foarte mult să fie susținută afirmație și de o minută a întâlnirilor cu propunerile noastre. Și în sensul ăsta pun întrebarea, ar putea și presa să ne ajute în acest sens să obținem aceste minute? Bun, noi ne vom face treaba în continuare, vom comunica, vă vom comunica ce decizii vom lua cu privire la acțiunile viitoare, vom vedea dacă există răspuns din partea autorităților și vă vom pune la dispoziție, așa cum spuneam, un comunicat de presă și materiale pe care le-am trimis. Vă mulțumim mult pentru că ați acordat atenție acestui subiect și acestui segment. Și să sperăm că data viitoare vom veni cu vești mai bune. Vă mulțumim mult pentru participare. Mulțumim!